Bună dimineața, suntem sparți de voci, cel puțin eu, că am făcut live seara de trei ore pentru cine a fost pe live-ul de ziua mea, vă salut. Asta e vocea mea dimineața, s-au băut mulți litri de bere. Strângem și noi acum ce avem de strâns pe aici, aici ați băieții, Chiriță și Georgian. Avem de strâns chestii. Desu că ne-am bătat și ne-am luat prostii de-astea. Cigare electronică, care nu s-o folosim, probabil să gărăm după noi random. Facem bagajele. Și mergem să mâncăm ceva, bem o cafea, ne luăm motocicletele și plecăm către Sapa. Aparent avem vreo 330 de kilometri de condus. Nu știu dacă reușim să facem într-o zi, pentru că motocicletele astea nu, și limita de viteză e foarte mică aici. Dar oprim unde să putem. Mergem, vă arăt motocicletele, vă zic cât am dat pe ele, deși v-am zis și în vlogul trecut. Vă urez o vizionare plăcută și dați și voi un like, un subscribe, un comentariu. Aveți pe aici pe sus multe detalii și în descriere dacă vreți. Vă pup și bine ați venit la un nou vlog. Suntem la Happy Zip aici, de unde luăm motocicletele. Asta e a mea, asta e lui Georgian și Chiriță să vin acum. Asta albă, țiblă, coarde, hai să verificăm tot ce trebuie. Cască, locker, suport de telefon, totul pare ok. Ne apucăm să punem bagajul cu coarde, mergem să facem plinul și am plecat către Sapa. Prima oprire, am băgat niște benzină aici dânsat de la oamenii ăștia. Ia uitați-l pe al meu. La un ceai. Bine-s. La un ceai, ia, arată-ne și pipă, ce e acolo. Ia vezi. Bine, Georgian. Nu mă bag la asta. Prea groasă. Să pune sus acolo tutunul jos, pardon, dă foc în găurica aia. Și pe acolo tragi pe sus. Pipă. Da. Hai băieți, îi dăm? Hai să mergem, că e două și avem de mers. Da, da, da. De soare, frate. Da. Deci ne aflăm în la ieșire din Hanoi, acum ieșim din Hanoi, teoretic. Și mai avem de mers vreo 7 ore, nu știu cât putem să mergem, că ne prinde noaptea, dar încercăm și noi. We'll do my our best. Băieții mei pe spate. Pardon, nu uitați băieții mei, aia băieților. Am avut o problemă, nu vrem să intrăm foarte mult în detalii, dar ne-a îndreptat nenea asta cu niște scule, scărița și oglinda. Thank you, sir. Have a good day. Bă, deci rezolvați orice în Vietnam. 20 ne-a costat 20, adică 3,50 lei. Ceva de zi. Na, sănătate. Băieți, în spate. Nu o să oprim direct în Sapa, pentru că ne-am mai luat cu altele, mai două cu apă, mai stat la o cafea, mai una alta. Așa arată acum prin jur. O să oprim într-un sat, nu știu exact ce, o să vedem când ajungem acolo. Vedem ce găsim pe acolo. Astea-s culturi de orez și banane. Banane, cum zic, bananieri. Banane, uite aici, cred că fac ceva, nu știu ce. Dar uitați cam cum arată. Foarte verde și mișto, vremea perfectă. Nu ne arde soarele. E ce trebuie. Bă, Georgian, hai să zic o chestie, de ce îmi dai tu impresia acum? Ai așa postură de pompier, tată. De pompier? Da. Poate n-am dorit cu oameni. Te-ai dorit? Da? Da? Respect pentru pompier. Sincer. Nu e jignitor, nu? Mi se pare respect, adică... Așa. Pompieri. Fireman. Pompieri. Ce n-ai face fără să... Sincer, sincer, real man. Mamă, ce aș sparge și un pepene de ăsta pe genunchi. Deci am venit, nu știu unde suntem. E un sat din ăsta total random. Am parcat cu torbele astea aici. Le-am rezolvat, suntem ok. Am intrat niște doamne aici. Erau și ele trei doamne și noi trei domn. Poate rezolvăm o treabă. Ne-am luat trei platouri, dar asta cred că bun cea. Se numește 35, adică vreo 5-6 lei pe acolo. Vă arăt cum arată și astea sunt bestiile noastre. Îmi face doamna poze, doamna zăpăcit. Săruna, doamnă! Suntem bine, suntem bine. Suntem bine. Tot, suntem bine. Ok. Very good food. Good food. Nu știu ce, cred că vor să rămânem aici, mă. Da. Yeah. Thank you. Mam Tom. Fetele mele. Hei. Mă simt ca și cum ne-am luat nevestă. Păi el așa consideră, uite. Ia. Des. Nu mai aduce mă și da, legat.
Doamna, cred că e patroana. Așa pare. Doamna ne-a zis ceva, ne-a schimbat, a văzut că nu ne place ceva, ne-a mai adus ceva. Cred că ori ne umflă, nu toată ne rupe, ori ne păstrează aici. Una din două sigur se va întâmpla. Domn pompier, ia ziceți, e bine? Mai avem 40 de kilometri, 53 de minute, zice asta, până la nu știu unde. Dai să vedem ce a pus. Adică nu știm, știm unde e, că am luat un hotel, dar în Yen Bai se numește. Nu știu dacă a fost cineva vreodată acolo, în afară de locuitori. Stăm la o benzinărie, cam așa se prezintă, se joacă sport, se fac alea. Și voiam să vă arăt și cât costă, este 23,60 pe litru benzină, adică vreo 4,20 lei. Și astea sunt cataractele noastre. Cred că ăsta ar trebui să fie hotelul. Aici pe undeva. Ăsta e hotelul. Deci cred că parcarea ar trebui să fie asta. Hop. Băga și voi una aici, una acolo. Ah, cum a fost, vezi? Doare, de mă. Da, ultima bucată asta a fost chiar Caterinca. Blană, blană. Și cum mă doare cură, da, aia. Kiri, cum a fost? Tu ești cel mai norocos că chelar să mor, că noi pe-n vizierele astea nu vedem nimic. Da, nu pare că mai este. Noi am pus și la cătărea asta, hai să vedem. Nu, lasă-o cu bușitul. Nu se frotește, la. Hai. Am ajuns și că băiatul ăsta, ce postru, nu știu frate, zic, o fi. Hai. You need passport? Yeah, op, op, eu. But my friend, because mine is for the bikes. I give it to the bike. It's okay? So, can you have a passport scan, PDF? Picture, or? Picture. Yeah, yeah, it's okay, it's good. Toate și să rezolv cu pașul. Pac, pac. Room tour. Sta, duș. Plană. Tot ce trebuie aici. Vă place camera, băieți? Vă place unde v-am adus? Este telenovela. Este drama Lila. Cum era? Te iubesc Lila. Vezi? Te iubesc Lila, da. Și cam diafan. Diafan un pic. Aici avem viu la Lacfis, la mesele alea afară. Frumos. 3-4 să nu există discuții, da? Da, băieți? Să nu fie discuții, da? Uite, frumos, direct poster cu masaj aici. Aute ce bine a venit. Număr de telefon, frumos, facem frumos. Băieții mei, suntem un pic topiți pe drumul de azi. Am ieșit aici, am uitat iar cum se numește. Beiach, Beihai, Zini Georgianice. Beihoi. Beihoi? Cred că da. Până caută Georgian să vă... Și că uitați, am ajuns la un lac. Nu văd un nume de oraș undeva. Yen Bai, mă, Yen Bai. Uite, ăla e TP Yen Bai, ăla e. Da, Yen Bai. Și uite ce Dubai Marina avem aici. Cu turnul Eiffel acolo. Da, mâine dimineață plecăm către Sapa. Și seara asta nu mai facem nici doar duș. Tot așa că mă opresc de aici la o doamnă, dar nu înțeleg ce ne face cu ouă. Nu știu ce face, deci... Cartofii aia cred că sunt buni, sincer. Le ține și cald acolo, văd. Luăm un cartof de la... Hai să vedem dacă bagă un ou în cartof. Sau nu știu. This? Nu. No. This, yeah. Nu știu, ia să vedem. Ce nu? Le cântărește, le... Nu știu câți.
This is it, right? Good. Good. For food. Food, okay. And one. One, just one. Just one. One. Yeah, one. No, cred că unul de fiecare pune. No, just one. One. Ne-ai mă fugă, da, băi? Yeah, yeah, one, one, one. Yeah. Și-am găsit pe aici, avea și să mâncăm ceva. Ce? Cu sare merge, dar nu cred că au. Știu că noi așa facem, dar nu știu dacă au ei. Deci cum îl mâncăm? Mai o tine, mă. Întreabă, hai să vedem. And how we eat this? Ana. Ana. Ana? Ana Montana? Ana Montana? A, mâncăm aici, mă, să-mi păscăm el. A, ok, ok, ok. Hai, mă, uite, să ne așezăm, vină și voi aici, hai. Păi, un copil pe acolo, ia uite-ți. Ia, Georgian. Te-ai dă-i în cap să le șim. Sau e, bă, e fiert, mă, sau nu e? Fiert nu e, e copt, cel mai... Mă rog. Eu... Bă, nu cred că e fiert. Nu cred că e viu. E ceva aici. E ceva care măcăne. E ceva, ceva rău aici. Mamă. Bă, pare fiert, pare, mă. Nu e, mă, e ouă, ok, mă. Miroase urât, venit, sau ce? Miroase, mi-a venit un miros urât. Cred că te gândeai cumva în subconștient că, bă, e viu. Bă, e dulce, mă, asta pare că... Cartof dulce, da. Nu are nimic, mă, un snack, n-am luat și noi. Deci e ouă copt, practic, da. Care e același lucru cu ouă fiert? Ouă fiert. Ce doar poate că... fi? Da, diferă temperatura și modul în care se coace, probabil. Și cât durează, da. Ia, da, să vezi dacă e bun. Ne zici dacă e bun, mai luăm și noi două. Deci dacă e bun... Asta malul acolo-i. Ce acum? Tatăl și-a să dea focus. Asta are o stea, nu mergem la bani. Suntem aici. E bun, mă. Noi stăm, da? Undeva... Ia-mi și mie unul, da. Noi stăm undeva aici. Pe... A, ăsta e hotelul la care stăm noi, dacă vreți, puteți. 5 stele, frumos. Ne-am dat pe cameră... Cât am plătit, mă? Cât am scădăm? Nu știu, vreo 50 de lei. 250 da, vreo 50 de lei dăm pe cameră, vedem mâine dimineață. Și noi suntem acolo, ăsta este lacul ăsta din față de aici. Ho, cred că înseamnă lac din ce știu, deci Haogia. E ăla, e Haogia. Și... Atât. Mai dăm un zoom să vezi așa pe ei, unde suntem pe ei. Aici e Hanoi. E bun? Și noi mergem către... Unde e, mă, sau pe aici, bun? Palau Cai. Da, eram bine. Și aici o să mergem mâine, 4 ore jumate, deci vreo 5. Gata. A plecat ou, a plecat masa. A plecat și e bun. E bun? E similar cu un fiert. Ok. Nu știu să zic, dar e. Și ăla e sare cu piper, nu? Acolo nu e altceva. Sare cu piper, da. Ok. Hai că nu ne-am săturat și ușor, ușor. Chili. Cinsu. It's ok, it's enough. E de fun. It's enough, it's ok, it's ok. Thank you. Vreau și un streptococ de ăsta. Ăsta ar trebui să fie brânz. Și este, da. Ăsta ar trebui să... Uite, ăsta e brânz. Ăsta... Crevet. Nu știu dacă e. Nu știu. Hai să vedem. Nu știu, dar e bun. Ăsta chiar e bun. Are gust de bacon. E? Sunt trei. Sau patru. Acolo avea formă de crevete. Are formă de crevete, da. În, când era în... Când era viu? Yeah. Da, e băsit și cred, dar e foarte bun. Înge așa. Nu știu, mi-e place ăsta. Ăsta? Da. Ăsta? Da, deci ăsta e tot pe bază de pește. Păi da, cred că e aceeași lucru, eu am vrut să zic când l-ai tras. De-aia, de-aia zicea cu nu la chicken. Da, și ăsta cred că e pui. Bagă și tu. Înfige jos. Așa. Bam. Cred că e porc. Da, cred că e... Nu știu ce e. Să zic lumea în comentarii că e pisică sau câine, oricum. 100%. Avem aici parcul Moghioroș, în stânga. Constituție acolo. Și nu știu ce e aici. Și aici suntem unde? Ce e? Herăstrău? Sau Cismigiu? Nu știu. Aici jos e Sugarcane, de la făcut niște muzică de karaoke. Am luat-o pe faleză așa la cerc. Ne-au arătat băieții motociclete tunate, ne-au arătat un alta foarte frumos. Și acum am ajuns la un, uitați, la un perete din ăsta, nu știu ce, uitați cât de frumos e.
desenat și foarte lung, așa, e foarte lung. Pe la lac, pe aici chiar arată foarte mișto orășelul ăsta. Cred acum, are 100.000 de locuitori, deci a fi echivalentul, nu știu, Alexandriei sau... Mai zi-mi în oraș. Zalău are mai mult de 100.000? Cred că are mai mult. Cred că da. Zalău sau... Băicoi, cred că. Băicoi are puțin. Are puțin. Și Rășor are puțin, dar... Mă rog, un orășel mic, asta vreau zic. Care e foarte, foarte liniștit, așa, nu știu. Și foarte curat, adică ce e pe jos sunt doar frunze. Dimineața... Astăzi, acum, ci că astăzi. Astăzi este dimineața, da, e ora 8, aproape 9. Și uitați cum e vremea. Așa se prezintă vremea, noi am oprit la niște oameni aici să băgăm și niște sandvișuri, omletă. Plouă, suntem total nepregătiți, n-avem pelerine, dar o rezolvăm. A plecat un redul că am dormit cum s-a dormit. Și o omletă la chită cu ciște șuncă. Și am pus copertinele pe scutere, că e jale. Suntem aici cu domnul pompier și cu domnul ofițer de gardă. Unde ești, mă? Așa, gata. Verificăm mail-ul, nu știu ce face. Suntem la o trecere de cale ferată Dendo-Luanglai, care bănesc înseamnă ce faci, domnul pompier. Așteptăm trenul să treacă, să o întindem. Te auzim, nu trecem. Aia ce viteză avea în timp, oricum. A plecat marfarul. Ce pot ne bagă, uitați-vă un pic. Asta se mișcă, fraților. Exact. Suntem, nu știu, la jumătatea distanței dintre unde eram și Sapa și am început să o luăm pe drumuri de astea mișto. Am oprit că la persecutat-o, ia mă, ce e acolo? Un viespan ceva, nu știu ce e. Sperăm că e bine, nu e denghe, nu e nimic, Doamne ferește. Și a venit copiași, hai, ce s-a rușinat, mă. Stai mai și am oprit în față la o școală ceva. Mai avem, cât zicem, vezi că e în viteză. Mai avem, nu mai avem foarte mult, până în tavan. Și atracție turistică, Chiri. Uitați-vă cât ți-au ieșit, mă, mâncava sufletă. Voi mori simpatici rău de tot. Noi ne îmbrăcăm să plecăm, dar nu putem, uitați-vă și voi. Parcă nu-ți vine. Parcă nu-ți vine să-i lași vete cum ai ieșit la școală toți, e incredibil așa ceva. Ce-ți băieți, vă place unde v-am adus, da? Foarte, vă place, da? E frumos. Ia uitați, băieți. Suntem aproape de Sapa. Începe să fie peisajul ăsta superb. Stați că și eu am dat trec. Hai, nu știu dacă am luat-o bine. Pe aici trebuie să o luăm. Băi, uitați unde am nimerit cu Chiriță aici, vedem dacă am găsit niște corturi interesante. Băi, sper să mișto și asta. Am uitat, am găsit corturile astea, ne-a arătat doamna asta, arată mișto. Bă, așa locul ăsta arată super mișto și cu, uite, măsuțe, grătar și cu mic dejun inclus la 3 persoane. Ah, nu e mult. So, how much is that for a one? Yeah,
negociază al meu acolo, cred că a luat și număr de telefon ceva. Mamă, și uitați-l pe al meu, nu mai scapă de doamne, ia uitați-l. Georgiane, nu trebuie să cedezi, dar ce să-ți fac? T-au luat. Scapă, negociază măcar să nu ți-ai țeapă. Așa, uite aici un restaurant. Arată bine locul, dar păcat că n-au camere, camerele erau acolo și era super mișto și view-ul e foarte mișto aici, dar să mergem să mai căutăm. Deci avem cazarea asta probabil, probabil în care putem să găsim, să stăm. Și uitați ce view-uri drăguțe, acum când v-am arătat am fost undeva mai jos acolo, dar e foarte mișto aici, în tavan suntem ca idee. Casa Desi asta, și ca un grup mare s-ar putea să fie ocupat și mai e Opel asta sau Opel. Stați așa să vedem dacă găsim, nu știu dacă... Bă, dar arată foarte frumos toate căsuțele astea. Nu știu, hai să vedem. Pe aici, pe unde se intră? Băi, deci am găsit asta. Stați așa să dau un pic zoom out. Deci asta, care e fix la râu ăsta și mai găsit una fix acolo, dar are doar... de-astea, cum se numesc... camere de alea comune, dar hai să vedem dacă găsim aici ceva care arată superb. Găsisem chestia asta, deja vu, e superbă. Este superb. Uitați-vă, aici jos e râu, fix aici. Unde poți să iei să faci baie în râu, nu te deranjează nimeni. Uitați ce restaurant, bar și acolo erau camerele. Mamă, dar din păcate e full. Mamă, ce ciudă-mi e. Thank you, bye. Ce ciudă-mi e că ăsta era superb, bă, chiar era. Uite aici se face foc, stai la grătar noapte. Mamă, mi-e ciudă de mor. Dai că mai căutăm, trebuie să mai fie ceva chestii interesante. Am ales cazarea, asta este. Cabana asta o să vă arăt camera poate mâine, sau în vlogul următor, nu știu, astăzi următoarele mea să lăsat aici. Asta e râu, exact. Ah! Nu mai știu dacă am filmat mai devreme sau nu. Asta e râu, sunt scocoșul nostru. Ne vedem de seară, puiul meu, și acum ieșim în oraș să vedem exact ce putem să mâncăm pe aici, să ne plimbăm un pic, că arată super, super tare. Ăsta este un loc preferat destul de mult de oameni, în detrimentul Sapa, care e un oraș destul de haotic și... obositor. Foarte drăguț. Pe aici casele astea, uitați ce arhitectură interesantă. Asta și un pic să mai scad eu, să mai cresc de fapt. Pare parcă am prea întunecat. Niște spauri. Locația asta a devenit turistică pentru că, cred că mai devreme, dar s-a obosit și mi-e foame. Pentru că Sapa a devenit prea agitată. Și prea turistii orientate și a pierdut din autenticitate. Așa, aici s-au adaptat oamenii cerinței turiștilor de a crea chestii și de a atrage oameni. Dar totuși nu este turistizat, mamă. Te rupe mersul ăsta în pont. Uite, și-au venit și-au închis numărul mai devreme unde am verificat. Întrebați-mi și aici de cazare. Asta e full de aici, Desi House. Că am fost mai devreme. Thank you. Looks nice. You wanna stay there? Yeah, anyway. Thank you. Hi, hi. Hello, hi guys. Uitați cât de tare e și ăsta. Nu știu că arată mișto și ăsta. Are un vibe specific. Hai să stăm pe scaunele astea. Yes. E specializat, mă, de-aia așa scump. Deci avem aici, o să plece 3 comenzi de The Dirty Burger sau 245 de 1000, adică vreo 42-43 de lei pe acolo și cu o bere de 4,50 lei. Gata, astea suntem, aproape 50 de lei am dat și noi luăm asta. Ne simțim un pic europene azi. Azi un pic răsfăț. Ia vezi cum arată burgerul ăsta nebun. Ziceți voi. Și cu acest ferinar vreau să închei această zi minunată și cu băieții mei la o berică aici. Vă pup, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu, în descriere aveți mai multe detalii și ne vedem mâine, nu știu ce facem mâine, de fapt nu mâine, în vlogul următor, mă. Hai, vă pup, pa!